serviciul de parcare în administrarea autorității publice locale. În acest sens, în luna decembrie anului 2014 a fost elaborat regulamentul de funcționare a serviciului de parcare publică, care a fost postat pe site-ul primăriei municipiului. Potrivit legii, orice proiect de act normativ este supus dezbaterii publice. Reprezentanții primăriei roagă persoanele interesate, chiar dacă nu sunt conducători auto, să parcurgă acest document. Eventualele propuneri sau sugestii pot fi adresate în scris primăriei până la termenul limită de 9 ianuarie, iar în data de 14 ianuarie, de la ora 10, în sala de ședințe din incinta primăriei, va avea loc o dezbatere publică, unde pot participa reghenienii și își pot exprima punctul de vedere. La momentul acesta, serviciul de parcare public a revenit sub administrarea autorității publice locale, respectiv a primăriei municipiului Reghin, sens în care s-a elaborat în luna decembrie un regulament care să cuprindă așa regulile după care va funcționa serviciul de parcare publică. Legea ne spune că trebuie să supunem dezbaterii publicului orice proiect de act normativ și în sensul acesta, în mijlocul lunii decembrie anul trecut, s-a postat pe site-ul primăriei, la secțiunea Transparență Decizională, propunerea pe care noi am făcut-o pentru acest regulament. Regulamentul de organizare și funcționare a sistemului de parcare cu plată din municipiul Reghin este postat pe site-ul instituției www.primariareghin.ro la secțiunea Transparență Decizională. El nu este foarte lung, are doar 6 pagini, are un limbaj foarte accesibil, poate să fie parcurs de către oricine și cred că e bine să se uite, adică aspectele legate de taxa de parcare, care sunt modalitățile prin care aceasta se poate achita. Alea se pot parcurge foarte ușor și foarte rapid, deci cred că mai mult de 10 minute nu o să ia din timpul nimănui să parcurgă acest regulament și măsura în care sunt obiecțiuni sau propuneri, aspecte pe care poate le-am omis, să vină și noi o să ținem cont de ele în forma finală a regulamentului, care o să se aprobe prin hotărâre de Consiliul Local, probabil cel mai sigur în luna ianuarie, la următoarea ședință de Consiliul Local. Documentul cuprinde date importante despre valoarea taxelor, variantele de abonament și modalitățile de achiziție a tichetelor. Cel mai de interes ar fi taxa. Pentru 30 de minute de staționare este 0,50 de lei. Plata taxei pentru o zi de staționare este 5 lei pe zi și sunt mai multe variante de abonament de parcare, lunar 30 de lei, trimestrial 50 de lei, semestrial 80 de lei și anual 120 de lei. Tichetul de parcare se poate achiziționa sub mai multe forme, fie de la comercianții, mă rog, din zona parcărilor. Va exista și posibilitatea de achitare prin SMS, acum se lucrează la aspectul acesta. Spațiile vor fi semnalizate și prin marcaje și prin acel semn cu parcare, menționându-se și intervalul de timp în care funcționează serviciul. Regulamentul mai prevede programul de funcționare a parcărilor în sistem de plată. Acesta este valabil în intervalul orar 8-18 de luni până vineri și 8-13 în zilele de sâmbătă.